Un cunoscut interpret de manele a fost reținut de polițiști în timpul concertului. Este vorba despre Bogdan de la Ploiești, care și-a luat fanii prin surprindere, după ce au apărut în mediul online mai multe filmulețe în care este ridicată de pe scenă. Conform mesajul.ro, manelistul nu a oferit nicio informație despre acest moment, însă cei care au fost prezenți la concert au dezvăluit care este de fapt adevărul, notează wowbiz.ro. Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară la ora actuală. Artistul se bucură de aprecierea o mulțime de fani și nu duce deloc lipsă de admiratoare. Maluma de România, așa cum se autointitulează, a a stărnit panică în rândul internauților după ce, în timpul unui concert, a fost ridicat de poliție chiar în timp ce cânta. Maria, Maria, al fanii lui Bogdan de la Ploiești nu au știut ce se întâmplă. În timp ce se afla pe scenă mai mulți bărbați îmbrăcați în uniformă l-au abordat pe manelist pentru a-i cere să meargă cu ei în afara scenei. În acel moment artistul s-a opus, făcând un gest cu mâna către public, dând de înțeles că nu poate pleca în mijlocul concertului și să-și lase fanii de izbeliște. Cei prezenți la concertul lui Bogdan de la Ploiești au dezvăluit în secțiunea de comentarii că de fapt întreaga Scena nu a fost decât o glumă, totul fiind regizat pentru amuzament, mai ales că presupușii polițiști de pe scenă nu ar fi portat uniforme corespunzătoare, relatează mesajul .ro.